Cei care s-au născut în zodia berbecului vor avea în prima parte a zilei de 18 iulie un moment bun pentru comunicare, pentru liberă circulație, pot să spun așa la limită și plimbare, dar cred că unii vor strâmba din nas zicând că prea multă plimbare în aceste momente pline de restricții nu este previziunea cea mai adecvată. Ea este corectă pe hârtie. Planetele se mișcă cum le este datul lor, faptul că aici pe Pământ în unele țări sunt unele restricții, în alte țări sunt alte restricții, nu reprezintă o neconcordanță sau un neadevăr astrologic. Predispoziția este pentru deplasare pe termen scurt, pe distanțe mici sau de deplasări cu scop de relaxare, de destindere, de cunoaștere, de informare sau de educare. Posibilitatea de a afla lucruri utile, de a fi sfătuiți la momentul potrivit, de a primi niște consilieri necesare într-un demers. Perioada va fi bună și pentru cei care vor susține examene în varianta orală, pentru toți cei care vor susține un interviu sau vor purta discuții într-un cadru oficial. Vor fi inspirați, intuitivi, vor folosi un vocabular adecvat și o frazare elegantă. Între 18 iulie, după ora 17 și 30 de minute și 20 iulie, seara târziu, preocupări casnice și domestice, lucruri obișnuite, banale, aspecte care nu ies în evidență, cel mult decât prin accentuata stare de plictis și indispoziție pentru a se dedica unor lucruri care nu au strălucire, care nu compensează și nu aduc vreo altă satisfacție decât cea a lucrului bine făcut, ori a curățeniei care dă o notă de echilibru și de ordine interioară și exterioară. În ziua de 20 iulie, în acest segment, se va produce faza de lună nouă în rac. Ea va avea darul să pună în lumină o serie de aspecte cu impact afectiv și sufletesc. În această zi, luna nouă, respectiv conjuncția între soare și lună, la 28 de grade rac, va face o opoziție cu Saturn la 28 de grade capricorn. Este ultima confruntare pe această direcție între luminare și Saturn în cele două semne zodiacale. Într-o ipostază asemănătoare, acestea se vor mai întâlni abia în anul 2048, așadar e un grad de raritate al acestei ipostaze, ceea ce subliniază și posibilele efecte pe care le-ar putea genera și dezvolta. Și anume o acută nemulțumire în fața unor blocaje, amânări, imposibilități de a duce la bun sfârșit activități casnice, domestice, treburi de familie, aspecte patrimoniale, din varii motive, fie supra-solicitare personală în alte direcții, fie mecanisme sociale, publice, ori chiar profesionale, care se interpun într-o logică a lucrurilor și nu le permit să acționeze în libertate. Nota generală este: stăm, supraveghem, vedem, analizăm, așteptăm. Între seara zilei de 20 iulie și începutul zilei de 23 iulie, relațiile afective sunt intense. Asta și pentru că, în ziua de 20 iulie, prin casa a cincea a relațiilor sentimentale își va începe tranzitul Soarele. Acesta va rămâne până pe 22 august să alimenteze cu multă energie focul de la inimă. Relații bune între părinți și copii, poate cam tumultoase, uneori marcate de atașamente, entuziasm, dragoste, fidelitate sau chiar dor. Momente bune pentru cei care doresc să se afirme în activități fizice sau pentru cei care au preocupări sportive și doresc să ocupe un loc fruntaș într-un clasament, să fie prezenți într-o ierarhie, într-o elită, să fie luați în vizorul comentatorilor sportivi, să fie recunoscuți de către public ca niște persoane valoroase. Între 23 iulie, după ora 3 dimineața și 24 iulie, perioadă banală, marcată de activitate la locul de muncă, poate mai multă, mai susținută, mai solicitantă decât în alte zile, nevoia de a fi harnici chiar dacă nu au chef, de a se dedica și concentra pe o activitate, de a avea răbdare să ducă proiectul la bun sfârșit, de a face față unor factori de stres și mai ales de a suporta rigorile unui program sau ale unei alcătuiri de așa natură a activității, încât să fie destul de stingheriți în viața de fiecare zi. Întreaga săptămână va sta și sub semnul unor dificultăți. În cazul celor care au funcții, răspundere, atribuții, care trebuie să ia decizii dificile, care trebuie să accepte ideea că vor deveni ținta unor atacuri.
Multe persoane pot, la un moment dat, să dea înapoi sau să gândească foarte serios dacă nu este cazul să se derobeze de o serie de sarcini, de serviciu, de posturi, de atribuții, să delege altora aceste aspecte de muncă. Nu pentru că le-ar fi frică și nu pentru că ar avea impresia că sunt vulnerabili, ci pentru că la un moment dat se sizează că felul în care ei gândesc o temă de lucru, soluțiile pe care ei le antamează, nu sunt cele mai indicate. Poate că vin dintr-un alt fond de gândire, din alt tip de reacție decât cel comun sau cel necesar în acest moment. Poate că și felul lor de a fi și de a acționa este mai abrupt, este mai autoritar și se sizează că este nevoie fie de mai multă suplețe, fie de un alt tip de personalitate care să facă față acestor provocări. Nu este deloc simplu să fii în centru atenției, să fii comentat, analizat, judecat. Este un moment greu, este un moment de încercare, este un moment de mare presiune morală. Îi privește pe cei maturi sau care se apropie de sfârșitul carierei. Și într-un astfel de context, cei în vârstă nu vor să își strice numele, renumele, imaginea, faima și statutul. Pentru că își dau seama că în niște condiții cu totul și cu totul speciale, ei trebuie să acționeze altfel decât au făcut o viață întreagă. Să gândească altfel niște soluții, să acționeze altfel decât au procedat până acum și în forul interior nu sunt de acord nici cu aceste schimbări, nici cu aceste provocări, nici cu aceste presiuni și pentru că nu acceptă să facă niște concesii, preferă să părăsească locul, funcția, atribuția, așa cum spuneam adineauri. Nu este o opțiune ușoară și în ciuda faptului că la capitolul dialog, oralitate, schimb de impresii, ei pot să facă față, la capitolul asumare de răspundere, lucrurile stau sub semnul spaimei nu de prezent, ci de viitor. Ce se va spune mai târziu? Cum voi fi judecat după ce vremurile tulburi vor trece și eu voi rămâne autorul unor decizii controversate? Ce se va spune dacă, în lumina trecutului, aceste zile vor greva întreaga mea carieră? Se va întreba câte un nativ din Berbec. În general, berbecii vor avea grijă față de propria persoană, față de statutul lor și chiar vor dori să-și protejeze următorii ani pe care îi mai au în față la capitolul carieră.